Cea mai mare tragedie se petrece în aceste zile pe câmpurile Moldovei și, din păcate, este cel mai puțin conștientizată. Se numește eroziunea pluvială a solului. În lipsa fâșilor forestiere de protecție, a metodelor conservatoare de agricultură și altor măsuri necesare, fluxuri puternice de apă spală de pe pământul arat mii de tone de sol fertil cernoziom pur. Solul este spălat mai întâi în văi, apoi în râuri, ale căror albi se înfundă, forțându-le să iasă din matcă și să inunde satele noastre. Ulterior, apa duce solul erodat în mare. Știința modernă încă consideră solul un miracol. Un centimetru cub de sol viu conține miliarde de microorganisme, dintre care 95% nu au fost încă studiate sau măcar numite de către știință. Cu atât mai puțin sunt înțelese relațiile și interdependențele lor complexe. Analizând posibilitatea călătorilor către planetele apropiate, cercetătorii de la NASA au ajuns la concluzia că solul fertil este cel mai scump și dificil de obținut produs pe planeta Pământ. Iar producerea solului în afara planetei este, deocamdată, imposibilă. Noi însă, oameni buni, având unele dintre cele mai fertile soluri din lume, ne batem joc de pământurile moldovenești, în cel mai barbar mod. O casă poate fi reconstruită într-un an-doi, drumurile pot fi reparate relativ rapid. Dar pentru a crește un centimetru de sol fertil, natura are nevoie de sute de ani. Prin modelul nostru modern de agricultură, risipim fără discernământ acest patrimoniu unic, pe care ni l-a dăruit mama natură. Sub ochii noștri se desfășoară rapid procesele de deșertificare, într-o totală neînțelegere și indiferență din partea noastră. Da, s-ar putea spune, este un dezastru natural, nu se întâmplă în fiecare zi. Și este adevărat. Dar perfidia proceselor de eroziune constă în faptul că ele au loc pe tot parcursul anului, 24 de ore din 24. Aproape imperceptibil, atât timp cât solul arat nu este protejat. Conform unor estimări preliminare, țara noastră pierde anual aproximativ 20 de milioane de tone de sol fertil. Calculat în bani, asta înseamnă miliarde de dolari și euro. În fiecare an. Și nu este vorba doar de bani care ies din buzunarul nostru găurit. Este o resursă vitală de care privăm generațiile viitoare. Cu 30-50 de ani în urmă, climatologii au prezis că, odată cu schimbările climatice, regiunea noastră va primi mai multe precipitații, dar acestea vor avea un caracter diferit, orientat spre averse, ploi torențiale și furtuni asemănător zonelor subtropicale. Iată că, deja avem posibilitatea să asistăm la aceste furtuni, cum s-ar spune, în direct. Cine ne-a împiedicat pe noi, pe agricultorii noștri și pe conducerea noastră să țină cont de aceste prognoze, să trateze riscurile cu seriozitate și să pregătim câmpurile țării în mod corespunzător? Să facem tranziția către agricultura conservatoare, să restaurăm fâșiile forestiere pierdute, să completăm cu altele noi și să implementăm măsuri suplimentare de combatere a eroziunilor? Rezerva stratului fertil este limitată. Pur și simplu uitați-vă imaginile din satelit din jurul localității dumneavoastră și veți vedea numeroase pete deschise pe câmpuri. În acele locuri, stratul fertil deja s-a epuizat. Dacă nu conștientizăm aceste procese și nu începem să schimbăm nimic chiar acum, există un risc mare ca copiii și nepoții noștri să fie nevoiți să-și caute pâinea în alte regiuni, mai favorabile pentru trai. Regiuni, conducerea cărora, deși având soluri mai puțin fertile decât ale noastre, lucrează acum sistemic la conservarea fertilității și nu doar la eliminarea consecințelor dezastrelor naturale. Vă îndemnăm să reflectați asupra acestor informații, să oferiți un like acestui material, să vă abonați la canalul nostru și rețelele de socializare, să lăsați în comentarii impresiile de vâs și eventualele soluții și să transmiteți materialul mai departe, altor persoane care pot înțelege legăturile cauzale și gravitatea a ceea ce se întâmplă de fapt. Imaginile au fost realizate de trecători pe câmpurile din raionul Leova, Republica Moldova, în timpul ploilor torențiale din 14 septembrie 2024. Meteorologia avertizează că ziua de mâine va aduce și mai multe precipitații, însă de data aceasta pentru regiunile de est ale țării. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Să folosim această pauză pentru a reflecta, a înțelege adâncimea consecințelor, a învăța, a cunoaște și a respecta legile naturii. În comentarii sub acest material, vom prezenta câteva soluții pentru o gestionare durabilă și ecologică a terenurilor, pentru conservarea agropeisajelor. Îndemnăm toți agricultorii, proprietarii de pământuri și primarii să se familiarizeze cu ele. Transmiteți-le neapărat acest video. Dumnezeu să ne ajute să depășim întunericul necunoașterii și indiferenței, ca să ne întoarcem cu fața către cea mai mare bogăție a noastră, pământul nostru.